Ziua bună, Florin! Am alternativă de fiecare dată. E bine să bem vin în fiecare zi, chiar dacă astăzi e ziua în care se bea în mod special vin. Și vestea bună e că putem începe chiar de dimineață cu o șampanie, bineînțeles, începem cu ceva mai light, iar pe parcurs putem trece și la soiuri ceva mai dure. Mai multe despre asta vorbim astăzi cu Virgil Mănescu. Bună dimineața! Somelier și spune-ne, aveai o denumire specială pentru... Nu am o denumire, chiar fac asta, profesor de etichetă și protocol. Exact. Cu ce începem ziua? Am spus eu cu șampanie, am spus bine? Ai spus foarte bine, e de preferat și singura băutură de altfel agreată, să spunem așa, la mic dejun este șampania. Bine că vorbim de șampanie sau vorbim de prosecco sau vorbim de cava. Sau vorbind de vinuri spumante, este la fel de corect, depinde și de bugetul pe care îl avem să ne permitem așa ceva. Cu ce asociem însă șampania la micul dejun? Pentru că nu știu dacă merge chiar cu orice. Să știi că vinurile spumante, de regulă, au o plajă foarte mare de preparate cu care pot fi asociate. Fie că vorbim de salate, fie că vorbim de ouă, în diversele forme pe care le putem face, nu avem chiar atât de multe restricții. Poate să meargă foarte bine cu somon, somon fumé, merge foarte bine cu pâine. Este permisivă. Șampania este permisivă. Nu ți impune atât de multe riguri ca un vin alb sau ca un vin roșu. Dar e o zi specială în care bem vin sau putem bea vin zilnic, fără să ne afecteze în vreun fel? Vin putem bea în fiecare zi, știți, creștinii beau în fiecare duminică, se spune, vin cu ghilimele de rigoare la împărtășanie. E bine, dar putem consuma vin cu moderație și responsabil în fiecare zi, fie că începem într-o duminică dimineață relaxată cu un par de spumant la brunch, sau fie că este o zi de muncă, avem voie, este permis o cantitate de 150-100 de mililitri de vin la masa de prânz, indiferent că îl bem alb, roze sau poate câteodată roșu, iar seara la fel un pahar, nu mai mult, pentru că după aceea nu ne face chiar bine. E indicat să bem vin într-o zi de muncă, poate la prânz, în timpul programului, dacă, sau nu e conform etichetei? Dacă serviciul ne permite, dacă suntem invitați la un dejun formal sau mai puțin formal, putem bea un pahar de vin. Încă o dată, fie că suntem antreprenori sau fie că avem un serviciu în care suntem angajați, și acolo depinde foarte mult de cât de lax este serviciul, dacă ne permite acest lucru. Dar nu, vinul nu are o restricție. Asta e fascinația lui. Există și perioade pentru vin. Pentru perioada asta ne recomanzi ceva anume, un soi anume? Să știți că anul acesta, conform trendului mondial, este un an dedicat mai mult vinului alb și vinului roze. Vorbim de vinuri foarte, foarte proaspete, vinuri tinere, cu arome foarte puternice. Vinul roșu a fost băgat un pic în umbră, să spunem așa, pentru că e adevărat, și pe piață este o explozie fantastică de vinuri. Dar avem foarte multe soiuri autohtone care ne poartă cu mândrie peste tot în Europa. Noi pentru ce suntem renumiți? Pentru feteasca neagră. Feteasca neagră, avem de altfel foarte multe, și feteasca albă și feteasca regală, dar feteasca neagră conduce de departe, este regina vinului roșu românesc și este un etalon pentru România, și acum din ce în ce mai multe crame au început să producă feteasca neagră de foarte bună calitate, ce merge afară în concursurile internaționale și stă cu oricine la masă, din Toscana, în Bordeaux, din America de Sud până în Australia, ceea ce ne face să ne mândrim un pic. Spune-mi, cum diferențiem vinul dintr-o zi obișnuită cu cel dintr-o zi festivă? Pentru că întotdeauna ne dorim să avem ceva mai bun la o masă de sărbătoare. Da, dacă începem cu șampanie dimineața, nu ținem șampania doar pentru evenimentele festive? Nu, șampania nu e neapărat pentru Napoleon Bonaparte, spunea că bea șampanie și când e vesel și când e trist, deci nu are un moment. Vinul nu ține cont neapărat de un moment anume, ține cont, aș putea spune, de ceva pecuniar, adică dacă ne permitem să bem într-o zi un vin bun, îl bem, dacă ne permitem să bem ceva mai puțin scump sau pe o treaptă superioară de calitate, bem exact ce ne permitem și exact ce ne place, e foarte important și asta. Vreau să te rog să mă înveți și cum se ține un pahar de șampanie corect în mână. E foarte important să-l ținem cât mai de aproape, cât mai de talpă, pentru a nu influența temperatura corpului, să nu influențeze lichidul dinăuntru. Șampania are același mod de degustare? Semiroase înainte? Semiroase înainte, dar nu se degustă efectiv ca un vin, adică nu se plimbă foarte mult prin palatin ca un vin alb sau ca un vin roșu, pentru că o să simțim perlajul acesta fiind care pe alocuri deranjează dacă îl plimbă
consumăm foarte mult prin gură. Șampania este, este considerat nectarul vinurilor. Mulțumim pentru că ne-ai mai învățat și astăzi câte ceva despre vin. Sperăm să ne mai întâlnim cu tine cu următoarele ocazii. Deocamdată atât am avut de spus despre vinuri. Se bea vin astăzi, așa că, Florin, poți să o inviți pe Diana la un vin. Asta era!